al Partidului Popular European, negociatorul nostru pentru fonduri europene. O voce care a fost auzită în Parlamentul European, un om care a realizat destule lucruri importante și sunt convins cu experiența pe care o are că va avea o contribuție esențială pentru ceea ce înseamnă România în Europa. Sunt convins că va sprijini Dâmbovița. O să vă explice el și scopul vizitei de astăzi în Dâmbovița. În același timp, cred că este omul care ridică foarte mult imaginea partidului prin tot ceea ce a făcut. Vă dau un singur exemplu acum, recent, sunt multe exemple, dar știți că problema pe care am avut-o cu pesta porcină, chiar și la noi în Dâmbovița, a obținut în timp record fonduri pentru despăgubirea producătorilor pe miedilor respectiv. În același timp, pe Aurelian Cotinescu, cred că nu trebuie să vi-l mai prezint prea mult, este colegul nostru, candidat din partea județului Dâmbovița, un om care a început să schimbe fața organizației Târgoviște și sunt convins că lucrurile acestea se vor observa și în viitor prin rezultatele pe care le avem. O să ne referim la europarlamentare. Probabil unii așteaptă și o replică din partea mea la conferințele de presă ale PSD-ului. Am o singură replică, înseamnă că m-am început să contăm dacă ei fac conferințe speciale pentru a mă prezenta pe mine. Deocamdată nu mă cobor la nivelul lor de gândire și exprimare. Eu vreau să ne răspundă la ce fac banii cetățenilor și ce fac pentru Dâmbovița. Să lase alte lucruri de genul acesta, de genul celor prezentate, pentru că nu sunt interesante, nici importante, nici reale. O să rog pe colegul meu, Aurelian Cotinescu, să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc, domnul președinte. Vă spun și eu bună ziua. Mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Aș începe cu o precizare. Primăria Târgoviște a absorbit fonduri europene anul trecut în valoare de 90.000 de euro, mai puțin decât multe dintre comunele sau firmele private din Dâmbovița. Nu este suficient să-ți dorești să atragi fonduri europene. Important este să ai o strategie pe termen mediu și lung, o strategie bazată pe domeniile de interes ale orașului, astfel încât acești bani să ajute cu adevărat dezvoltarea comunității, să-i creeze un viitor. Sunt orașe gen Alba Iulia sau Cluj, Arad, Oradea, orașe conduse de administrații liberale, care și-au stabilit o strategie pe 20-30 de ani. O strategie care a fost făcută în urma unor analize interne asupra potențialului orașului, asupra lucrurilor care sunt benefice pentru orașul respectiv. În funcție de aceste analize, au fost atrași fonduri europene, au fost atrași acești bani și ulterior comunitățile s-au dezvoltat foarte bine. În Târgoviște, cred că ar trebui să urmărim foarte mult ceea ce avem noi ca și potențial și să-l maximizăm. Putem să atragem fonduri europene pe partea istorică turistică, pe partea economică, putem să atragem fonduri europene pe partea culturală universitară. Sunt câteva direcții pe care mi-aș dori ca târgoviștean să le dezvoltăm cu toții. Pe partea istorică, putem să atragem fonduri europene pentru dezvoltarea cetății domnești, curții domnești, pentru renovarea, reabilitarea clădirilor istorice care sunt foarte multe în orașul nostru, în principal zona centrului vechi, o știți cu toții, putem să-i dăm cu adevărat o altă față și putem să dezvoltăm potențialul turistic al orașului. În Alba Iulia, și o să mai vă dau comparații față de acest oraș, pentru că se aseamănă foarte mult cu Târgoviștea, au fost atrase 60 de milioane de euro pentru dezvoltarea și renovarea cetății Alba Carolina. În ultimii 3 ani în Târgoviște s-au atras 0 fonduri europene pentru Curtea Domnească. Trebuie să avem o strategie coerentă de atragere a investitorilor în partea economică. Investitori care să aducă cu adevărat prosperitatea economică orașului nostru.
Și aici pot să vă spun, suntem la 60 de km de cea mai bogată zonă economică a țării, zona Ilfov-București, unde se face peste 30% din PIB-ul național și nu am fost capabili să aducem cu adevărat investiții în această zonă și în orașul Târgoviște. Oradea, de exemplu, a creat un parc industrial prin atragerea de fonduri europene, astfel încât să atragă acolo investitori și a rezolvat cu adevărat pe un termen cât mai lung problema investițiilor în zonă și problemele economice au fost rezolvate. Trebuie să investim foarte mult în infrastructură. Și aici pot să vă spun, se pot atrage fonduri europene pentru dezvoltarea rețelelor de șosele din interiorul orașului, a străzilor din interiorul orașului, se pot moderniza aceste străzi cu fonduri europene. Se poate rezolva problema inelului de centură și așa cum bine știți, din nefericire, chiar dacă acei bani au fost pierduți, finanțarea europeană pentru centură a fost pierdută, se poate accesa o linie pentru rezolvarea situației la centura orașului. Oricum, trenează de foarte mult timp această problemă. Sunt comunități, orașe mari, care au rezolvat de mult problema infrastructurii. Noi am rămas cu mult în urmă și vă spun, fără să ajungem să dezvoltăm acest sector foarte important, nu vom reuși să dezvoltăm orașul. Pentru fonduri europene putem să accesăm pe partea de izolații termice și știți foarte bine, acum 5-6 ani de zile, orașul nostru a beneficiat de aceste fonduri și cartierele noastre s-au schimbat foarte mult în acea perioadă. Este bine ca să începem să revenim la acele proiecte. Se pot atrage fonduri europene pentru locuințe și pentru școli în același timp. Se pot atrage fonduri europene, se pot face proiecte pentru parcuri, pentru zone de agrement, spații verzi, pentru panouri fotovoltaice necesare administrației, astfel încât să reducă cheltuielile. Sunt fonduri europene care se pot atrage și pentru spitale. Sunt doar câteva exemple pe care vi le-am dat, pe care vi le-am oferit, dar rămâne ca lucru foarte important ca administrația târgovișteană să fie capabilă să atragă aceste fonduri europene. Degeaba sunt la dispoziția noastră, degeaba sunt orașe care au performat în atingerea de atragerea fondurilor europene, dacă noi nu suntem capabili să creăm cu adevărat prin administrația noastră o echipă care să scrie aceste proiecte, să le înainteze și ulterior să le valorifice. Cam asta am vrut să vă transmit. Mulțumim. Sperăm să ne răspundă cât de curând domnul Stan de ce au atras 90.000 de euro, bani pe care îi iau un fotbalist de mâna a doua în București într-un an de zile. Când, să te dea exemplu, Alba Iulia este mai mică decât, cunosc foarte bine Alba Iulia, am făcut liceu militar acolo, este mult mai mică, nu mult mai mică, 60.000 de locuitori față de 75.000 cât are. 360.000 de milioane de euro au atras cei de la Alba pentru dezvoltare. Să mergeți să vedeți cum arată cetatea, câți turiști sunt și ce se întâmplă acolo. Și au fost bani, dar din nepricepere nu s-a putut face acest lucru. Probabil noi avem handicapul că avem ministrul fondurilor europene din Dâmbovița și de asta nu s-a putut rezolva. Cred că nu s-a aprobat fondurile astea. Poate dacă merge la Bruxelles și renunță la portofoliu, va găsi banii acolo la Bruxelles și îi aduce. Este păcat și o să-l rog pe Zicrit să ne spună